Într-o situație gravă sunt familiile în care ambii soții depinde salariul de asistent personal. Familiile persoanelor cu dizabilități din comună acuză primăria că nu le-au mai plătit de 4 luni banii care reprezintă salariul de asistent personal. Un localnic din comuna Roșia de Amaradia susține că a apelat și la prefectul județului. Am o problemă cu asistență personal de la comună. De 4 luni de zile nu s-au primit salariile, deci este ultima lună. Eu am contactat pe domnul prefect și domnul prefect mi-a transmis că banii sunt alocați să devină cu salariile asistenților personal pentru persoanele cu handicap grav la zi. Omul a spus că a stat de vorbă și cu primarul comunei. Domnul primar mi-a spus că nu i s-a alocat decât suma de 300 de milioane. Sunt 23 de persoane de asistenți personali care nu și-au primit decât pe luna trecută 478 de lei salariul. Și aș vrea să știu și eu ce se întâmplă, unde sunt banii persoanelor cu handicap. Contactat telefonic, primarul comunei Liviu Cotoșman a spus că suma de bani primită de la guvern nu este suficientă pentru a plăti integral salariile către asistenții sociali. Până pe data de 19 noiembrie, edilul speră ca guvernul să aloce alți bani. Noi miercuri primarii am avut ședință și am ridicat această problemă. Am promis că în perioada următoare până pe 19 vor fi alocate sume care să acopere cheltuiala integrală. Asta înseamnă că până pe 19 beneficiarii acestei categorii, și mă refer la asociatorii persoane cu handicap, vor primi salariile. Vreau să vă spun că miercuri am avut ședință și joi a venit o adresă de la Finanțe prin care, mai exact ieri, prin care se comunică că s-a alocat suma de 300 de milioane, sumă insuficientă pentru a aduce salariile la zi. Această sumă reprezintă, zic eu, acoperirea doar pe o lună și o săptămână, o lună și un pic. Nouă ne este necesară suma de 840 de milioane pentru a achita salariile, pentru a aduce salariile la zi. Autoritățile locale, conform legii, trebuie să prevadă în buget suma necesară acoperirii plății drepturilor persoanelor cu handicap. Primăriile rurale nu prevăd întreaga sumă, deoarece se bazează pe banii alocați de guvern din cotele defalcate din TVA.